Premiul de unicitate de Margareta Gheorghe. Un urs, o șopârlă și un viezure se pregăteau să intre într-o competiție dură de alergătură. Premiul consta în a alege o stea. Pe cer sunt multe stele. Câștigătorul avea de unde alege. Erau pregătiți. S-a dat startul. Ursul, greoi, se împiedică de o piatră. Căzut la pământ, un pic nervos mormăi cuvinte grele. Sunt un ins măreț, mă doboară o mică piatră? Doar m-a derutat și m-a întârziat. Nu o luasem în calcul. Mă ridic și merg înainte. În suc propriu de tu fierbi, acțiune n-ai să vezi. Dar vai, ceilalți competitori erau deja cu mult înaintea lui. Șopârla alerga, sigură pe ea că va câștiga competiția. În calea ei se ivi o dună. Gândi ea, ca să ai succes pe calea aleasă, nu pregeta să fii oportun la obstacolul din drum. Mă trăsc și izbutesc să fiu prima să câștig premiul de popularitate. Viezurele, micuț plăpând, gândea că șansă nu prea are. Își pierduse speranța, dar alerga să culeagă o stea. Când vrei să-ți atingi scopul, nu renunța. Ursul este puternic, șopârla este șovăitoare, calmă, răbdătoare. Viezurele este foarte organizat și disciplinat. Fiecare dintre noi are un talent și o șansă unică de a ne descoperi sinele. Competițiile sunt necesare pentru a scoate la iveală valoarea din tine. Nu dispera dacă nu vei câștiga, deoarece în univers nu există câștig și nici pierdere, ci doar starea de a fi aici și acum. Dragi copii, povestea ascultați, apoi puteți să creiați, să desenați și să colorați ceea ce voi vă imaginați, pentru că atunci când creionul colorat desenul îl animă, personajele vor imediat povestea să o spună.